Ați putea crede că ne aflăm în incinta unui târg auto? Ei bine, nu. Suntem în vama Porțile de Fier 1, unde peste 100 de mașini au fost depozitate aici, de la modele mai noi până la modele mai vechi. Toate așteaptă să fie ridicate, iar unele sunt aici de peste 10 ani. Numai în ultima lună au fost reținute 5 autovehicule. Unele mașini au făcut vechime în vamă pentru că se află aici și din 2001. Însă pur și simplu nu există o altă soluție pentru eliberarea punctului de trecere. Drept urmare, reprezentanții punctului vamal sunt nevoiți să le depoziteze până când cineva le va revendica. Unele dintre autovehicule au fost confiscate de către polițiștii de frontieră împreună cu vame și iar altele au fost confiscate și vor fi depozitate aici până când proprietarul își va plăti amenda. Dintre toate autoturismele, cel mult 10 sunt confiscate. Restul sunt pur și simplu uitate de proprietari. Cel mai rău este că nu există un cadru legislativ care să-i oblige să achite amenda pentru a-și ridica autovehiculul reținut. Așa că cei mai mulți preferă să rămână și fără autoturism, mai ales dacă este unul vechi, a cărui valoare este mai mică decât sancțiunea contravențională. Aceste autoturisme pe care dumneavoastră le-ați văzut în vama Porțile de Fier 1 se află în custodia biroului vamal Porțile de Fier 1. Ele, ca stare juridică, fiind unele dintre ele confiscate sau unele indisponibilizate până la plata amenzii. Deci administratorul punctului de trecere și implicit al biroului vamal Porțile de Fier 1 este vama Porțile de Fier 1. Deocamdată, mașinile reținute în vamă nu pun mari probleme, chiar dacă pe timp de iarnă fac destul de dificilă trecerea prin punctul vamal, mai ales pentru tiruri. Dacă este să privim din punct de vedere al fluenței traficului, traficul se desfășoară în condiții normale. Într-adevăr, creează un disconfort vizual acele autoturisme, fiindcă starea lor tehnică este sub orice critică. Ar fi bine dacă ar fi duse din acel loc și mutate într-un loc special amenajat și, bineînțeles, sub pază. O altă soluție ar fi ca ele să fie ridicate pur și simplu de primării, pentru ca autoritățile să-și recupereze prejudiciul. În acest sens au fost făcute solicitări către administrația publică, însă până acum nu s-a primit niciun răspuns.